Bună ziua! Astăzi vreau să vorbesc de o carte de proză scurtă, scrisă de Cristian Mladin și intitulată Ochii nopții. Acesta este volumul. Cartea a apărut în acest an, 2023, la editura Biscara din București. Volumul cuprinde 7 povestiri scurte și arată, într-un fel, abilitatea acestui scriitor de a se desfășura și pe spații mici. Pe spatele acestui volum sunt câteva recomandări făcute de profesor universitar dr. Lavinia Betea, care spune așa că mesajul lor este dependent și de receptor. Dacă în crezul nemuririi lor, neandertalienii foloseau ocru roșu și podoave primitive, cuvântul scris e semnul aceleiași credințe. Doresc așadar autorului să slujească într-un acest ceremonial al însemnului, gândului pentru sine, contemporan și urmași. Mai este un cuvânt scris și de profesorul Constantin de Helean, de la Cenaclul Luceafăru Arădean, care spune că uneori autoironic, adeseori deschis spre o generoasă declarație de prietenie, sau de ce nu, de iubirea aproapelui, autorul nu este adeptul unor gesturi refulatorii de expunerea unor convenții facile. Scriitura sa, reflexivitățile sale sensibile, reflexiile acestuia devin iluminări din interior. Tocmai aceste reflexii ne dau dovada unui spirit care nobilează spusa lui. Și mai este și o mică observație făcută de Gabriel Cojocaru, care spune că e un început de drum care sperăm că nu se va opri aici. Bun, câteva cuvinte despre autor, Cristian Mladin. Este un scriitor din Arad. A scris inițial în reviste economice, precum Business Point și Business Advisor. De acolo le-am descoperit eu, acolo i-am descoperit eu scriitura, urmând ca peste ani să înceapă să se ducă spre literatură, deci a pornit de la economie. Și din 2005 până în 2020 a fost membru la filiala Ligii Scriitorilor din România, filiala Ioan Slaviș din Arad, și încet, încet a început să se preocupe mai mult de partea literară. Ce a publicat până acum? A publicat Umbre în lumină, poezii, la editura Grinta Cluj-Napoca în 2018, Întoarcere la cuvânt, editoriale și eseuri, la editura Rotipo Iași 2020 și acest Ochii nopții, proză scurtă. În colaborare a publicat și un roman, Cubul cu 5 fețe, la editura Inspirescu București 2019, un roman pe care l-am citit și care este puțin inegal datorită faptului că acei autori, e un roman scris de mai mulți autori, fiecare a scris câte un capitol, toți autorii nu erau la același nivel și partea scrisă de Cristian Mladin mi s-a părut cea mai interesantă parte din acel roman, urmând ca ceilalți care au continuat ideile desfășurate acolo să nu reușească să rămână la același nivel din punct de vedere stilistic. Această carte, Ochii nopții, este de fapt, dacă vreți, o plonjare în realitatea imediată. Dintre toate cele 7 povestiri, 2 mi s-au părut într-adevăr meritorii, și datorită faptului că au întinderea mai mare și datorită complexității tematice abordate. Prima din aceste povestiri ar fi Pași în noapte, iar a doua Oameni și munți. Într-un fel ele continuă povestea aceluiași personaj, practic el trece dintr-un episod într-altul, ca să zic așa. Este, dacă vreți, o sinergie a informații a personajelor între cele două povestiri. Haideți să vă dau un citat din acest Pași în noapte, care mie îmi place cum e scrisă, îmi place cum e abordată tematica, îmi place întorsătura pe care o dă frazelor și îmi place de asemenea și ideile pe care le reușește să le contureze.
De altfel, aceste două poze, Pași, noapte și Oameni și munți, le-am citit înainte să fie cuprinse în acest volum, le-am citit în publicațiile în care au apărut prima oară. Deci Pași și noapte începe foarte frumos, ascultați aici. O dimineață albastră, ca toate celelalte dimineți de vară. După un mic dejun frugal, mă îndrept spre grădină. Vântul se joacă sprințar, fluturând frunzele încă verzi ale plantelor. Norii curg, formând imagini ciudate, care par a transmite ceva, iar soarele încălzește sufletele. Vocile oamenilor se împletesc în drumul lor spre o nouă zi de lucru. Păsările ciripesc, totul pare normal, însă viața mea nu mai cadrează. Cu ce? Nici eu nu mai știu. Scot în mijlocul curții un scaun. Mă așez. Milos, fierul cuțitului mușcă din ființa mea obosită în căutarea venelor. Nu simt durere, nici teamă, nici regret. Încerc să cuprind universul într-o privire, într-o respirație. Pic, 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 sângele curge încet. Mă repădesc amintiri, dar nu mai este cale de întoarcere. Venim și plecăm, plecăm și venim. Și așa mai departe, și astfel intră în povestire. De fapt, este creată această povestire cumva invers, pornind de la prezent înspre trecut și aducând în față o serie de evenimente petrecute prin România. Cealaltă povestire, Oameni și munți, este cumva în aceeași schemă, în aceeași formă, în același stil, dar mai concisă, ca să spun așa. Evenimentele se întâmplă puțin mai alert, dar scrisul e la fel. Aici mi-a plăcut cum a reușit să termine. A terminat foarte interesant și zice: printre fiarele contorsionate, două mâini să arătau ca atunci sus pe munte. Sirenele sfâșiau liniștea dimineții. E de fapt momentul în care unul din personaje are un accident și reușește până la urmă să treacă dincolo. Este un volumaș, hai să spunem, pentru că are numai 110 pagini. Este un volumaș de proză decent, interesant, frumos. Nu știu de ce editorul, cred că, a stabilit această ordine a apariției prozelor, începând cu Alergătorul, care nu mi se pare cea mai bună din toate, și care, în momentul în care intri în volum, îți dă așa un pic de oprirea avântului, dar probabil ideea a fost să pornească de la cele mai scurte, ducând spre cele mai lungi. Cartea are și o notă a editorului, Sara Mina, și mai are și un cuvânt înainte al autorului, care spune că posibilitățile multiple ale exprimării literare sunt un adevărat balsam pentru suflet. Ce pot spune despre scrisul lui Cristian Mladin este că el se vede că evoluează, scrie bine, scrie interesant, scrie ușor de citit, fără potignili în logica desfășurării evenimentelor, nu reușește să piardă personaje pe drum pe cum fac alții, și din punctul acesta de vedere este coerent în mesajul pe care îl transmite. Ce îi mai trebuie lui Cristian Mladin? Îi mai trebuie practică și cumva să reușească să dea acestor povestiri o amploare mai mare, precum cele două de care am făcut vorbire, în special Pași în noapte, care mi se pare cea mai reușită din toată cartea. Îi doresc mult succes și îl aștept cu noi cărți. Iar dumneavoastră, dacă doriți să citiți Ochii nopții, puteți intra pe site-ul editurii Biscara și comanda de acolo volumul. Chiar o să vă las în josul acestui
video un link. Încă o dată, felicitări pentru acest debut în proză scurtă, Cristian Mladin, Ochii nopții. Este inclusiv coperta, este făcută după o grafică semnată tot de Cristian Mladin. Cartea este frumos editată, e foarte curată, așa, foarte îngrijită și arată chiar, chiar bine. Deci, încă o dată, vă recomand acest volum, Ochii nopții, Cristian Mladin, și dacă aveți păreri despre ea sau despre alte cărți, puteți să le lăsați în comentarii. De asemenea, nu uitați să citiți, iar cei interesați de comentarii literare sau de prezentări de cărți pot găsi acest lucru pe acest canal de YouTube. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!